În Mehedinți, situația COVID-19 devine din ce în ce mai alarmantă, după ce numărul de infectări a crescut în numai două zile de 4 ori. Sunt 91 de cazuri de îmbolnăvire în ultimele 24 de ore, iar rata incidenței a ajuns la 3,22 la mie la nivelul județului. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 91 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV-2, cu 62 mai mult decât în ziua anterioară, gradul de pozitivare la nivelul județului fiind de 26,15%. DSP Mehedinți mai oferă și o statistică în ceea ce privește evoluția numărului de infectări din ultimele 7 zile. Astfel, dacă pe 3 august se înregistrau 60 de cazuri, până pe data de 7 august, numărul cazurilor a scăzut la 23, pentru ca în următoarele 48 de ore să se ajungă brusc la 91 de infectări. Un număr de 15 localități din Mehedinți, printre care Severinul, Orșova și Baia de Aramă, înregistrează o rată a incidenței de peste 3 la 1000 de locuitori. La nivel de județ, rata de infectare a ajuns la 3,22 la 1000. Situația localităților cu rata incidenței cumulative de peste 3 la 1000 de locuitori este următoarea. Șovarna 6,67, Orșova 6,48, Florești 5,16, Dumbrava 4,87, Drobeta Turnu Severin 4,71, Podeni 4,11, Baia de Aramă 3,68, Salcia 3,49, Izvorul Bârzii 3,36, Bălăcița 3,26, Vlădaia 3,24, Corlățel 3,22, Dubova 3,17, Ilovița 3,12 și Hinova 3,10. La nivel național, situația se menține gravă. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate aproape 10.000 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 5.175 mai multe față de ziua anterioară.